Vreau să fie cu mai mult deodată în același timp. Ce fel de fată a fost asta? Astăzi reacționăm pentru prima dată la un show romantic care se numește Hai să ne căsătorim. Regulile sunt simple: se ia o persoană care vrea să se căsătorească și aceasta trebuie să aleagă dintre 3 pretendenți. Videoclipul este lung, așa că așează-te comod, ia-ți ceva de mâncare, iar eu îți urez vizionare plăcută. Dăm start acestei ediții în care ne-am propus neapărat să unim destine. Este o emisiune frumoasă cu genericul Hai să ne căsătorim. De aia din start facem cunoștință cu potențialii noștri miri. Cristian. Asta e Crispin. Lichimos. Lichimos. Nicolae. Asta cine mai e? Stați un pic. Înseamnă că aceștia sunt cei 3 miri care concurează pentru o fată. Eroina este o fată frumoasă, parcă e popușă vie, și îi spune Amalia: rămâneți alături de noi. Amalia, eu știu pe Amalia. Ani, este o domnișoară din capitală care își caută rostul în creație. Vedeți și voi asta? Pentru TikTok, îi place sportul și muzica. Mai e pasionată de coreografie. Chiar recent a absolvit și un curs de pole dance. Vrea să ajungă cât mai curând independentă financiar. Preîntâmpină că e foarte răzbunătoare și că are nevoie de atenție maximă din partea persoanei iubite. Este mândră de ambițiile sale îndrăznețe. De dragul succesului, este gata să răstoarne munții. Amalia este în căutarea unui băiat care să semene cu Christian Grey. Cu cine? Vreau și eu să aflu despre cine este vorba. Cine este Christian Greyerul? Imagine. Probabil am scris ceva greșit. Wow, se pare că este în altă limbă. Amalia îi place uite așa fel de bărbat și este exact ca mine. Priviți, barba este aceeași, părul este același, chiar și ochii și nasul este aproape ca mine. Vă spun cu siguranță că Amalia m-ar vrea pe mine. Să vedem dacă îi va surâde de norocul în emisiunea de astăzi. Scrieți în comentarii cum credeți cine va câștiga, Cristin, Lichimos sau Nicolae. Amalia, bună seara. Bună seara. Pentru mine este premieră absolută să văd în primul rând o fată frumoasă. De ce s-a gândit atât de mult înainte să-i spună că este frumoasă? O să văd... Dar trebuie să recunoaștem, într-adevăr, este drăguță. 18 ani împliniți? Da, 18 ani împliniți deja. Bine că are 18 ani. Dacă nu avea 18 ani, închideam videoclipul chiar acum. Timp ai legământul ăsta cu TikTok-ul, ce faci acolo și câți ai admiratori, sau cum se numesc la voi, în limba voastră, ca să fii un înțeles tuturor. Sunt pe TikTok... undeva deja de 2 ani, însă mai activ ultima jumătate de an. Am 50.000 de abonați pe un cont și alți 50.000 de abonați pe alt cont, așa că... Ce faci cu dânsul? Ce fac cu dânsul? Nu fac nimic, absolut nimic. Ăsta sunt oamenii care nimic. Urmăresc pe mine și deja cunoscându-mă pe mine, îmi dau mie popularitatea dată. Eu am mai mulți abonați. Eu am 600.000. De ce Lichimos este atât de lăudăros? În viață trebuie să fii o persoană simplă. Mamă, ce frumos e! Foarte frumos. Uitați-vă, Crispin s-a îndrăgostit la prima vedere. Îți dorești extrem de multă independență financiară. Da. Tot la moment ești financiar dependentă de... TikTok. Dar vrei independență, adică cum? Vreau să am mai multe chestii din care eu pot câștiga, de exemplu. Da, de exemplu. Cripto. Dar tu pentru asta trebuie să înveți ceva? Da, să... da, trebuie să înveți, să studiez, asta e o temă foarte complicată și... Voi ați observat cum discuția deodată a devenit așa despre afaceri, despre chestii mai serioase. Tare mult spun că la fete asta nu prea le-ți primești, însă eu consider că mie azi mi-ți primească. Nu, și în cazul tău îți primească. Tu ești scorpioană, născut în zodia scorpionului, în ultima zi. Scorpioană? Mai trebuia să spună că este spioană! Și dacă ai să-ți pui un scop... și ai să investești în direcția aceasta. Prieteni, crede cineva de aici în zodie? Eu nu cred. Cum adică? Dacă te-ai născut într-o zi anumită, vei deveni bucătar, iar dacă te-ai născut în altă zi, devii antrenor de delfin? Eu nu cred că viața funcționează așa. Și ai să investești în direcția aceasta, să faci și primis. Are ambiții, asta e fain. Adică e o fată care își pune scopuri și cred că le ajunge. Până aici, Nicolae nu pare prea impresionat de Amalia. Ai fost încadrată într-un contract de muncă cu o bază de bazin? Cu un aquapark. Deci, ai fost imaginea TikTok-ului și promovai pagina lor. Corect, da. Am înțeles. Okay. Dar ce s-a întâmplat, din câte am aflat, că ai fost concediată din cauza unui video scandalos? Ce a fost acolo? A fost un video, ca eu să dau o explicație, poate și pentru mai mulți oameni. Eu, din cauza că mă ocup și cu marketingul, eu am vrut să văd cât de mare influență să aibă un comportament mai neordinar. Ce fel de comportament? De ce ar fi dat-o afară de la lucru? Stare de ebrietate? În stare de ebrietate pe platforma live-ului și câte vizualizări o să fie. Din cauza că eu făceam live și înainte, chiar dacă eram
încadrate. Sunt confuz, sunt confuz, prieteni. Mai mult de, nu știu, 100 de oameni nu erau. Adică cât de frumos eu să nu mă compor, să vorbesc. Și eu înțelegând că asta e mintea moldovanului, dă-te lui, cum să-l spune, un trash. Mm-hmm. Și era să uite, a spune, a să distribui că e la asta, e la asta. Dacă eu să salvez live-ul de la... Uitați-vă la Lichemos cum se uită. Ce-i cu poziția asta? Ah, da, prieteni, eu nu v-am spus. Amalia este fosta iubită a lui Lichemos. Și probabil Lichemos a venit aici să o recucerească. Primele 20 de minute pe live se vede că eu mă comport absolut normal și eu din senin pur și simplu încerc să... Deci tu acum ai improvizat, da. Și ai vrut să joci un rol anumit. Aha, înseamnă că ea s-a prefăcut că este beată? Ce tu acum anterior, că mintea moldovană nouă tot timpul nouă ne place să arătăm cu de ești. Cum ar trebui să trăiască și ce ar trebui să facă? De parcă nimeni nu mai servește și nimeni nu mai grăiește de pot. Vreau să o salut pe cea care ți-a spus. Diana, salutare! Bună seara! Ia zi, tu în ce domeniu activezi? Ce faci tu? Я сама являюсь тоже блогером. У меня Что здесь буна сера era по început să vorbească în altă limbă. Но я знаю, что Asta este sau franceză sau germană, prieten. Блог, он мне не приносит так много денег, вот как Амалия, она больше TikTok. Ну мы сейчас пускай Андрея Бостоника есть foarte frumoasă. Много другой путь. Я строю бизнес, вот я И плачет де Валерию Коде? Свою личную фитнес-студию. Вот Дики Мосе Пипилеу, где ты арфи спус аша чева в директ? Топовым тренером по растяжке. Ты браво, долго ждать, ще ты браво, что держал дочка птиц. Факт. Да, корректно. Ты же знаешь, как я могу тебе пипелем. В Сомали, наверное, уже лет 5. Да. Да. А скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, какой бы мужчина ей подошел? Приятен, да че эмиссия бруска не венит на алта лимба, че сентыпла ич? Старше ее? А, да, однозначно. Ну, вот, а спуска Ади де ла Оранж Блу траге пырцу! Кума буду ты спуна аша чева? Да. Хай се тречем песте партия аста, пентру ка ну сум конвинс ка традучере мя есть 100% корректа. Амале, то ла 18 ани ешь ферм конвинса ка врай ун барбат экзак кума есть акторул дин ачела, ачел фильм каре а булверисат тоата лумя 50 де омре алу луи Грей. Ce anume îți place la chipul acelui personaj? Pentru că nu îmbătrânește, că îi iubește. Sexualitatea, provocarea. De ce a întrebat-o pe Amalia? Să răspunde cealaltă prezentatoare. Scorpioană, mai ales scorpioană în casa 8-a și cu Marte, în scorpion, mamă și fată. Adică tu vrei să suferi. Tu ești pregătită pentru suferință în relație. Are tendințe. Sau să-l fac pe el să sufere. Atunci spune-ne. Chiar și Amalia râde. Cum să crezi în așa ceva? Hai, cât mai complicat partenerul tău, cât mai interesant, cât mai variat energetic să fie. Nu așa ca toți oamenii de rând, așa, care să aibă tangențe cu ceea ce nu este integrat în lumea aceasta, cât mai interesant o să-ți fie partenerul ăsta. Exact acum ai nodul karmic sud peste Venusul tău în casa așa. Ce inventează cuvinte pe loc sau cum? Eu nu mai înțeleg nimic. Foarte degrabă. Posibil și în seara de astăzi vom vedea într-o lună, maximum două, trei, se întoarce un partener din trecut sau un partener pe care îl cunoști și cu care vei încerca din nou să construiești ceva. Deci să te implici, să construiești, să... Da, stai un pic. Tu ziceai acum anterior că de 3 luni ești... te-ai dispărsat de fostul tău partener. Da. Dar ce s-a întâmplat? Acum vom afla detalii din viața amoroasă a lui Lichemos. Dar ce se întâmplă? A fost eu întâmplă? Inițială. Pot tu? Spun cum este. Eu am dorit prea mult din relația asta și cred că n-am primit ce-am dorit. Adică, dă-mi un exemplu. Ce prea mult? Lasă-ți vorbească. Fantezie are multe. A doua prezentatoare știe, i-a spus deodată că ea are prea multe fantezii. În toate domeniile am vrut prea mai mult de la relația asta. Am vrut să fiu, să mă simt eu în energia mea feminină. Nu mă simțeam, mă simțeam mai mult eu bărbatul. Sărmanul Lichemos! Practic, ce s-a întâmplat acum este că iubita lui a spus că el este o fată. De ce? El nu s-oferea... De exemplu? Nu știu, nu aveam oarecare romantic, nu aveam nu, poate și aveam, dar eu așteptam poate mai des flori să primesc. Asta e generația voastră, măi, vă sunteți mai mult virtual, vă trimiți florișele virtuale pe el să te pupi. Bărbat, erai tu cu inițiative mai mult. Eu veneam, da, cu inițiativa de hai la teatru, hai acolo, veneam eu. Adică, hai să facem macapucu. Toată flacăra în relație o aduceam eu. Lichemos, trebuie neapărat să răspunzi la asta! 2 ani ai fost într-o relație. Te-ai cunoscut cu părinții lui? Doar cu mama, pentru că tata nu trăiește cu mama. Da, el la cu ai tăi. Da, sigur, au fost în relații foarte bune și cu părinții și cu bunica. Păi, Lichemos, trebuia să fii într-o relație bună cu Amalia, nu cu bunica ei. Tu ai încurcat cum funcționează lucrurile. Apropo, nu uita să apeși pe butonul roșu de subscribe să fie gri pentru ca să nu pierzi niciun videoclip nou de pe acest canal. Voi ați trăit împreună? Da. Cât timp?
chiar ați trăit? Am trăit după jumătate de ani de cunoștință împreună. Deci un an jumătate. Tu erai bărbat acolo sau te identificai și cu rolul de mamă când erai prea grijulie? Nu, eu ca fată nu chiar nu mă identific ca mamă, grijulie, ai mâncat, n-ai mâncat, fular, dar eu nu mă simțeam eu în energia mea feminină de a vrea să fac o surpriză plăcută. Draga mea, m-aș bucura dacă ți-am găsit partenerul potrivit care să te facă să te simți în energia ta așa cum vrei tu. Pentru că fiecare dintre femei are percepere de altfel la viață și la felul ei de a fi și își dorește total diferit. Asta este adevărat. Fetele chiar sunt greu de înțeles uneori. Hai să dăm start ce timp, simți și pentru că în acest seară avem 3 potențiali, 3 mii care așteaptă să fie văzuți, să te cunoască. Să fii într-un ceas bun și este momentul potrivit în care vrem să le invităm pe Mirele cu numărul 1. De aici începe distracția. Cine era primul? Crispin? Alea. Salut! Cristian! Amalia! Pentru început vreau să-mi spui, când mai vezi pe mine, vrei să-mi dai un sărut sau o palmă? Nici una, nici alta. Trebuie să alegi. O palmă. Ales o palmă! De ce? De ce o palmă? Meriți aceste flori. Mulțumesc, dar nu te supăra, te rog. Nu mă supăr. Asta a fost atât de cringe! Sunt și eu cringe uneori, prieteni, recunosc, dar niciodată nu a fost atât de cringe. Ce a fost asta? Cristian, 23 de ani, un adevărat politolog, cunoaște 5... De ce fotografia asta linge o înghețată? Realizează filmulețe video, adesea își scrie singur scenariile de film, știe să gătească bucate gustoase. Cu toate acestea, mai rar își pune în funcțiune aceasta. Creierul! Visează să întreprindă o călătorie în jurul lumii și mai are un vis, să dea un concert solo la nivel mondial, pentru că și muzica face parte din lista de talente a lui Cristian. Consideră că în familie fiecare trebuie să fie independent financiar. Despre fosta iubire a promis să ne povestească atunci când va veni în studio. Și iată-l aici! Bravo! Bravo, Cristian! Hai să vedem! Nu seara! Mă bucur să vă văd din nou. Eu nu prea mă bucur. De ce? Cum a făcut prezentatoarea să-i spună că nu se bucură că el a venit? Mă așteptam la orice, numai nu la asta. De ce ai revenit înapoi? Pentru că după câte ți-am minte, anterior mai fost în cadrul acestei emisiuni și ai ieșit la braț cu Aleona. Ce s-a întâmplat? Wow, Crispin a mai fost la această emisiune și a reușit să cucerească o fată? Am fost o perioadă împreună, a fost totul frumos, dar mai apoi am aflat că Aleona caută o persoană infidelă. Bun, vrea să fie cu mai mulți deodată. Așa niște valori. Am fost împreună cât timp? N-a fost o relație serioasă. Am stat 2 săptămâni, ceva de genul ăsta. Unde ați stat împreună? Gen întâlniri, la o cafea, la shopping. Și ce-a făcut ea dânsa? A zis că vrea o persoană infidelă, vrea să fie cu mai mulți deodată în același timp. Ce? Vrea să facă macapucul cu mai mulți oameni în același timp? Ce fel de fată a fost asta? Crispin, bine că ai scăpat de ea! Și că nu e pregătită să-și petreacă toată viața cu unul singur. Tu erai pregătit să petrici toată viața cu dânsa. Păi nu știu dacă toată viața, dar vreau să știu că dacă sunt împreună cu o persoană, cum se uită. Doar a mea. Cum se uită la Cristian. Cristi parcă Eminescu. El așa e îngândurat. Crispin parcă Eminescu. Filozofiază el așa, pe vibe-urile astea. Pentru că tu ai venit să-i cucerești inima lui Amalie. Tu o cunoști pe Amalie? Am întâlnit-o pe TikTok. Să știți că mi-a plăcut TikTok. Din prima când am văzut-o. TikTok, întinde-le. Eu înainte mă la cinematograf, îmi pardă unde? TikTok. Exact. Am făcut online. Am trimis flori online. Un cățel. I-am dat like-uri. Văd că e educat, e îngrijit în orice caz. Sârșunează, stai fain. Normal că este îngrijit, a venit să cucerească o fată, cum vrei să fie? Apropo, dacă ești băiat, am un sfat foarte important pentru tine. Înainte să ieși la o întâlnire cu o fată, trebuie să te speli. Fetelor nu le plac băieții răpănoși. Fă-ți o reclamă. O reclamă? Mama. Fac diferite situații care mi s-au întâmplat mie și care sunt comune pentru toți. De exemplu, în copilărie, când... El acum povestește despre ceea ce face pe TikTok? De ce apa este udă, de ce zahărul este dulce, de... Cineva te ajută? Nu. Ai o echipă sau desinistă de totul? Totul singur, fac totul singur. Sper că nu chiar totul, dacă înțelegeți ce vreau să spun. De la zero și până la final. Visezi la o călătorie în jurul lumii. Da, și nu singur. Dar cu vreau cine? Să fie...
Амалия. Да, ще стрима ме извини. Да, ще цели се ги, да, само аша он виза, ама тук ще се го трябва не Амалия, трябва Василика, трябва Фофорлика, ама тук сингура. Ам încерка примиле două зile мишто, că e lume nouă, mâncare și toate celelalte, dar mai departe nu ai ce face. Am fost în Turcia, am fost singur în Turcia pe o săptămână și n-ai ce face dacă ești singur. Dar tu îți imaginezi câți bani tu ai nevoie ca să călătorești în jurul lumii încă nu singur? Opa! Încep întrebările despre bani! E pe jos, pe jos. Păi putem să lucrăm în același timp și să transformăm această călătorie într-un... Cristin vrea să o pună pe Amalia la lucru! Cred că... S-ar găsi foarte multe Cristian, dacă o faci chestia asta, apoi visul tău nu se mai face realiza, pentru că Cristian are un vis pe care îl poartă în suflet și își dorește extrem de mult să-l facă realizat. El vrea un concert solo, la nivel mondial, pentru că muzica face parte din lista de talente a lui Cristian. Mult succes lui Cristian! Ce gen de muzică aduci în dar spectatorul și telespectatorul de altfel? Este muzică pop, dar mai am în repertoriul meu și rap, trap, dar încă nu au fost scoase până când am ascultat. Acum Crispin tocmai s-a lăudat cu piese pe care încă nici nu le-a lansat. Da, unde le ții acasă, le-ai depozitat în dulap? Da, cam așa. Dar încerca măcar să le aduci, să le pui la tine pe pagina ta de TikTok, de exemplu, și să vezi ce scriu oamenii care îți urmăresc activitatea. E sigur că da, am scos chiar acum recent o melodie și vreau de fiecare dată când prezint un material să fie foarte calitativ, să fie la cel mai înalt nivel posibil, pentru că acum este o preț. Când zici la cel mai înalt nivel posibil, atunci cineva trebuie să-ți dea această calificație. Da, e adevărat. Nu poți să scoți ceva, să spui că este la cel mai înalt nivel posibil, însă ceilalți să spună că este așa, pipi-pupu. Dar tot să faci treptat. Tu deodată vrei un concert solo, dar n-ai încercat din tâi un concert acolo, un hram într-un sat cu tărică, la o nuntă, nu știu cui, la vrând pe prieteni. Este corect, de fapt, este corect. Ar fi o idee bună. Ar fi o idee. Chiar? Tu te duci în sat să cânti la nuntă? De ce nu? Foarte strani visuri, să călătoresc în toată lumea, să am un concert solo la un nivel mondial și să cânt la nuntă. Păi se face totul treptat, cum a spus doamna Lenuța. Tu închipui cât timp tu trebuie să investești la viața ca să cânti la toate nunțele până să ajungi la un nivel mondial. Așa e. Visează. Oamenii care visează, mai ales dacă visează colorat, la 100% ceva obțin, așa că tu visează, dorește, îți obține, nu asculta, mergi înainte. Să fiu sincer, prieten, și mie mi s-a părut Crispin cam visător, parcă nu are un plan concret. Așa după psihotip, ne se pare că nu se potrivește. Normal că Lichimos va spune că nu se potrivește pentru că el vrea să o cucerească. Și de ce Lichimos stă aici așa de parcă doarme? Eu nici la lecție de chimie nu stăteam așa de plictisit. Amalia, tu azi ești eroina noastră principală, păpușa aia din vitrină care o să arăt cu deja, zic că eu cu Insta vreau să-l iau acasă. Am văzut momentul potrivit, Monica, că să ai emoționat. Dacă este potrivit pentru tine. Hai, ia la întrebări, că tu știi să vorbești cu lumea. Cristian, o întrebare vreau să te adreseze ție. Domnișoarele astea nu știau ce să-l mai întrebe pe Crispin, așa că a lăsat-o pe Amalia să continue emisiunea. Ce pentru tine cel mai important într-o fat? Hai să spunem în viitoarea ta parteneră. Comunicarea. Da. E cel mai important ca o fată să poată comunica? Pentru mine, da. Uitați-vă cum vorbește Crispin, este atât de senzual, așa. E important să poată comunica cu mine, să mă înțeleagă din priviri, să mă înțeleagă emoțiile mele. Da, are toate șansele, adică la chip, parcă da. Mai bagă și Nicolae toi bănuței lui. Să nu la momentul de față venit principal. Opa! Din colaborări pe rețelele mele de socializare și mai sunt SMM la două pagini. Oh, eu tot mă ocup cu SMM-ul. Avem deja un punct. Opa! Bravo, băiat, știi treaba. S-a trezit și Lichimos. Așa, o întrebare, ce zodie ești? Taur. Plac, taurii sunt generoși. Da, pentru scorpioni deosebi. Vă știți că scorpionii și taurii se află în contrasemn, stau vis-a-vis, se află în opoziție. Asta e de bine sau de rău? Pentru tauri nu tot timpul este, să spunem așa, despre bine sau despre ceva ușor, pentru că scorpionii tot timpul vor pretinde la ceva, îl vor provoca pe taur să facă multe acțiuni, îl vor provoca la situații de criză. Foarte deci, fain. Taurii și scorpionii liniște nu au. Deci, practic, le-a spus că nu se potrivesc. Ești o persoană orientată către reușite sociale, mai ales pe bază și pe fondal. Uitați-vă material. Cum se uită Cristin, parcă vrea să o cucerească pe domnișoara prezentatoare. Într-adevăr, ai fost sincer când ai spus că, uite, eu vreau anume aceasta, da? Deci eu vreau
fidelitate, eu vreau, exact. Eu sunt mai posesiv, eu vreau ce este al meu, este al meu, fiindcă la Taur cuvântul cheie este al meu. Apropo, scrie în comentarii ce zodie ești tu și hai să vedem cine suntem mai mult. Eu, de exemplu, sunt zodia Pești. Și îți trebuie într-adevăr o domnișoară în același timp și conservativă, dar foarte iute, dezghețată, deșteaptă, să poată să dea răspuns la orice întrebare. Eu la sigur nu știu răspunsul la întrebarea pe care voi vreți să-l puneți okay. pentru Cristian, dar cu siguranță știu că este momentul potrivit în care vrem să-l invităm în scenă pentru că să-l urmărim. Cristian va cânta? Pregătit pentru frumoasa noastră eroină. Cristian, vise împlinite și în scenă. Și eu îi urez lui Crispin să-și găsească dragostea. Malea, piesa asta e una foarte personală. Este despre prima mea relație care am avut-o. Era micuț, aveam vreo 18 ani și atunci mi s-a întâmplat că am fost trădat, am suferit foarte mult din dragoste și din acest motiv acum caut o persoană care să fie doar a mea și doar cu mine. Sper să-ți placă. Vreau cu drag să ascult. Zece kilometri pe oraș și muzica la maximum ca așa. Accelerăm la roșu, nebun de iubire. Uitați-vă, uitați-vă cum se mișcă Amalia. 180 km pe ora, slingul. Oh, nu, nu. Te caut. Salut, ne mai iubim sau ne-am uitat în trecut. Și tot ce-am fost cândat. Știți cum se simte asta? Acel moment când este ziua ta de naștere, toți îți cântă la mulți ani, iar tu nu știi ce să faci, trebuie doar să stai așa. Păi Amalia este acum exact în aceeași situație. Oare ai simțit și tu plecând mai dur? Uitați-vă, domnișoara Lenuța, cum dansează acolo. Dar piesa e ok, piesa chiar e ok. Doamne, sunt mult frumos. Mă bucur că îți place. Nu, uite, pentru că l-ai scris și versurile singur tu, uite, este chiar un cântec frumos. Frumos, adică ai tot respectul meu, mie mi-a plăcut de asta și... Apreciez. Voi toate aplauzele bine meritate le-ați primit. În primul rând ție pentru dans, dar ție pentru că ești cantautor acestui text, acestei melodii, succese mari, cânti minunat, visele se fac realizate și împlinite doar dacă îți dorești extrem de mult. Nu ascultai pe nimeni și mergi spre visul tău. Dacă îți planifici cumva neapărat că vrei un concert solo, va fi. Astăzi ai venit special asta nu să aleagă frumoasa noastră Amale. Succese mari, cine știe, poate pe tine, te alegi între timp, într-un ceas bun. Mersi frumos! Succes! Bravissimo! Cu excepția câtorva momente care erau cringe, eu cred că Crispin s-a descurcat bine. Are o mare șansă ca Amalia să-l aleagă. Amalia, tu ești eroina principală, tu ești cea care, la sigur, va... Așa legile potrivite. Ce părere ți-a lăsat Cristian? O părere foarte bună, dacă sincer. V-am spus eu, prieteni. Cristian, îmi place ce faci. Ce zâmbet are frumos, dar cum vorbim. Da, și domnișoare Lenuță, tot i-a plăcut de Cristian. Ce apreciez foarte mult în băieți. Îmi place cum vorbești, îmi place cum cântă. E un băiat de treabă. Da, a fost interesant, a cântat din suflet. Cristi, eu cred că el e Eminescu. Și-l merită o fată care să-l încurajeze pe dânsul. Corect! Crispin trebuie să-și găsească o Veronica a lui. Și tot un taur îi trebuie să facă așa, buf, împreună, ca doi tauri. Păi, ți-au zis ce-a spus Lichemos, să facă buf. El e bun ca om, dar nu prea mă văd. El e prea bun ca om. Îi poate chiar și prea bun, însă eu o să... El într-adevăr vrea o fată care știe că e doar a lui. Eu cred că e băiatul care nu prea ar vrea că eu să postez ceva pe internet sau... I-ar plăcea, dar într-adevăr el este ar putea, bun. Ar putea un pic înăuntru său să-l afecteze oricum. Chiar dacă nu la început de relație, eu știu ce înseamnă asta. Cum eu reacționează părinții tăi? Părinții? Da. Părinții înțeleg că asta este ca un fel jobul meu și eu le-am dat de înțeles că ei să fie sau pro sau contra. Dacă o să fie contra, ei pur și simplu o să distanțeze de mine. Dar dacă o să fie pro... Amalia, uite, el când a intrat... Tu i-ai dat o palmă. Da, la noi se spune că dacă dai un obraz, să-l întorci pe celălalt, da? Cum ai fi tu procedat dacă îți dădea el o palmă? Cum a putut să o întrebe? Cum ai fi procedat dacă vinea Crispin și trăgea așa o palmă Amaliei? Asta este o întrebare banală. De ce Crispin ar face una ca asta? Era să mă râd. Să râzi? Da.
Pentru că, uite, el mă întreabă dacă vreau să-l sărut sau să-i dau palmă. El a spus că nu vreau nimic până când. Nici sărutare, nici... Adică el te-a pus să faci ceva. Da, el m-a impus la alegere. Adică eu n-am vrut nici sărut, nici palmă. Vreau să dau un pic în urmă și să întreb. Tu ai spus că el n-ar accepta ca tu să postezi niște filmuleți sau fotografii, da, poze, că... dacă ești dezgolită. Dar tu crezi că există un bărbat care ar permite unei femei care... Acesta este un subiect foarte complicat. Însă dacă mă gândesc mai bine, dacă Andreea Bostănic ar posta tot felul de fotografii pe internet, eu oricum aș vrea să fiu împreună cu ea. Respectiv, da, sigur se găsesc bărbați care ar fi ok cu asta. Nu am numit dezgolit, da, așa, în costum de baie mai sau picante, ceva mai sexuală. Da, așa. Da, exact, eu, exact, prieteni. Dacă suntem noi în casă, adică eu stau doar cu dânsul, de deja ce suntem pe internet, el trebuie să înțeleagă că asta e un fel a meu de a mă exprima. Când mie asta nu mi se de voi, eu deja nu sunt fericită. Așa eu mă exprim, el trebuie să se bucure că tot cum crezi tu până la câți ani este exprime așa cu un costum de bunăi ca să înțeleg eu? Cred că măcar și la 50, știți cum? Încă la noi mai este nădejde. La 50 de ani? Nădejde, dacă ceva rămâne eu... alături de noi. Eu nu aș vrea să o văd pe Amalia dezgolită la 50 de ani, nu vreau să am coșmarul. Între timp, fetele Mieli, este momentul potrivit în care vrem să le invităm pe Mieli cu numărul 2, cum atem ca să fugă, mă, și să-i povestim, să-i povestim și să fugă. Deci, este momentul în care vrem să-l cunoaștem pe Mirele cu numărul 2. Ia să vedem. Asta e lichimos, asta e lichimos. Salut. Salut. Eu sunt Lică. Eu sunt Amalia. Se prezintă unul altuia de parcă nu se cunosc. Floarea asta e... trebuie să fie floarea soarelui, dar se aseamănă. O, bine măcar că e natural. Lichimos. Ce fel de fotografie e asta? De ce a luat o trotinetă electrică? Activitatea pe rețelele. Și de ce aici este împreună cu un câine? De YouTube a adunat 170.000 de urmăritori. Toate sunt cele mai frumoase fotografii pe care le-a găsit Lichimos. De milion. Ghiciți ce face în timpul liber. Călătorie. Exact. Filmează spoturi video și compune muzică. În prezent, pe perioada de vară, lucrează la unul dintre cele mai mari și mai tari parcuri acvatice din țară. De ales aceste fotografii. Bordează. Vrea să fie în viitor unicul moldovean care va câștiga premiul Oscar și va zbura în spațiul cosmic. Este conștient de faptul că fetele îl plac, iar el se scaldă în atenția admiratoarelor. Acum este în căutarea unei domnișoare drăguțe și sincere. Să vedem dacă îi surâde soarta la emisiunea. Uita, fotografia în care pune trotineta la loc. Presupun că Lichimos a venit aici doar pentru a se distra, pentru că asta nu poate fi real. Bună seara! Salutare! Lichimos. Da. Așa este numele tău în spațiul online. Exact. Deci eu să subînțeleg cumva așa după ce ești să spune și pe general după ancheta lui Amalia, voi vă cunoașteți, fost împreună timp de 2 ani. Da. De 3 luni sunteți separați. Exact. Am ascultat părerea dânsei în cadrul acestei emisiuni și ar fi corect să-ți pun aceeași întrebare și ție, să văd și partea cealaltă. Da. Știi cum, viceversa, să vedem ce părere ai tu. De ce v-ați despărțit? Chiar sunt curios ce va răspunde. Deci, Amalia a spus că el se comporta ca o fetiță și de asta s-au despărțit. Hai să vedem ce spune el. Catare, ești de acord cu majoritatea cuvintelor care le-a spus Amalia. Asta e realitatea. Lichimos este de acord că era ca o fetiță. Hai să scriem toți în comentarii, Lichimos este o fetiță. Cred că s-au lucrat împreună la asta, dar îmi asum și eu că n-am fost cum trebuie să fie. Din ce cauză s-au dispărțit atunci? 2 ani totuși nu poți să stai cu oricine. Cred că e o perioadă foarte lungă. Yo, de ce Crispin se zgâlție așa? Uitați-vă la el, are puri, ce-i cu el? Irina noastră, Amalia, a fost într-o relație frumoasă cu Lichimos. Noi nu cunoaștem acest detaliu, l-am cunoscut acum în cadrul acestei emisiuni. Tu ai 23 de ani, ești influencer, proprietarul unui canal de YouTube cu un auditoriu de peste 170.000 de oameni care îți măresc activitatea. Ce faci tu acolo? Se mai uită cineva la Lichimos? Content. Despre? Content pentru copiii mei de grabă. Cum poate cineva în general să se uite la Lichimos pipileul? Și mai scot și citesc rap. Pare așa nepăsător. Tare ciudat. Uite, iau zis că tu ai fost foarte... Într-adevăr, el pare... Ei. Da. Pare plictisit. A avut posibilitatea să-ți cunoască mama ta. Da. Ce are fata asta ce... și nu are alta? Cum ai putut să o descrii pe Amalia? În general, fata are o intuiție bună, inteligentă. Dar ești... cine te-ai însurat cu dânsa? Și așa de vreme? Cred că totuși a decis că vrea să devină un băiețel și să nu mai fie atât de mult o fetiță. Dar e vreme pentru căsătorie?
Adică după tine care este momentul potrivit? Adică care este vârsta în care gata, tu îți dai seama că gata, vreau să mă însor? Părerea mea, pe care desigur nimeni nu a cerut-o, este că un bărbat trebuie să se căsătorească cu 3 ani mai târziu decât o femeie. Adică vârsta potrivită pentru o fată ar fi undeva 24 de ani, iar pentru un băiat 27. Hai să vedem ce va zice Lichimos. Eu ca tare cred că iubirea trebuie să ies, să simte. Căsătoria asta, pur și simplu, e o bifă. Un act, fapt, un act. Da. Asta tot de adevărat. Zi-mi, te rog, altceva. Îți place odihna activă. Dar aici la mine e scris, pentru că eu numai din asta văd, odihna activă cu sapa în mână. Ce? Da. Îmi place să... Nu, ca tare îmi place să mă distrez. Să... Toată lumea îi place să distreze. Da, cu sapa în mână, asta sună pricolă. Aha, eu am înțeles, prieteni. Asta a fost tot ca o glumă, că vreau să mă duc pe Marte și da, cum am spus la început, Lichimos a încercat aici să facă câteva glume, însă sigur că nu a reușit, pentru că, după cum toți știți, el nu este deloc amuzant. Asta ar și interesant ca să fiu primul moldovan care e primul Oscar. Asta ar dar și... Casa, bun, ok, spațiul cosmic mai rămâne valabil? Să dau un concert pe lună. Dar de vorbind, așa mai concret, ce visuri ai? Ce visuri realizabile? Domnișoara Maria s-a săturat de umorul de prost gust al lui Lichimos. Vrea să vorbească concret, despre lucruri concrete. Marte și spațiu cosmic. Eu pot spune ce ești cam a să fie și ce spre ce eu tind. Aș sugera să spuneți ceea ce ați realizat până acum. Și cealaltă domnișoară tot este enervată de Lichimos. Domnișoara Lenuța de aici, din mijloc, plânge aproape. Lichimos nu a reușit doar să mă enerveze pe mine, cât și pe toate prezentatoarele. El s-o zis oameni, este realizat. Încă mă realizez, nici nu pot spune. Evident, fiindcă în hartă este o persoană care știe foarte bine ce vrea de la viață și își realizează un talent. Un băiat e educat. Îngrijit. Tu ai prieteni de suflet? Nicolae mereu are aceleași comentarii. Pentru el este important ca băiatul să fie educat și îngrijit. Tu ai prieteni de suflet? Prieteni de suflet? Mm-hmm. Da, am cu metri. Cu metri să tu eu așa le zic, cu metri, da. Tu le-ai botezat? Cu metri. Veri, frați, prieteni. Se vede clar că Lichimos este cu totul pe altă undă față de ceilalți oameni de acolo. Da... Priviți, în studioul ăsta sunt 5 oameni, 3 prezentatori și nimeni nu mai are nimic ce să spună, nimeni nu mai știe ce să zică. Interesant lucru, tu știi ce și discutăm noi și am ascultat-o și pe Amale și pe tine și toată lumea care totul dăm întrebări. Astea sunt niște întrebări care pe noi, na, divizează zi la zi. Hai să ascultăm și astrologii, pentru că Cristina are un legământ aparte da, cu astrologie și vede ce e, ce noi. Nu, Lichimos, chiar este interesant. Eu din start, că nu cunoșteam despre relația voastră, în horoscopul Amale, într-adevăr, este un criteriu foarte, foarte pronunțat că poate astăzi, poate peste o lună, poate peste o săptămână. Da, ziceai tu în cadrul emisiunii chiar la început. Deci, ea se reîntoarce la o relație. Dacă el este fostul tău iubit, presupun că e despre tine, da? Momentul. Interesant. Se reîntoarce la această relație pentru a reuface, da? Pentru ca să munciți din nou la această relație. De ce Lichimos pare foarte plictisit aici? Ca să vă puteți cupla din nou, voi trebuie să începeți totul de la zero, să faceți așa un restart total. Deci ai un criteriu în harta natală care spune că urcă rupturi. Uitați-vă la el! Orică dacă te întorci cu ea în aceeași relație, voi trebuie să vă întoarceți ca și cum era pe scenă. Bună ziua, mă numesc așa și așa, prima dată facem cunoștință. Nu cred că trebuie să dai a doua șansă la o persoană cu care ai fost odată împreună. Cât de multe sfaturi de viață sunt aici! Eu credeam că este o simplă emisiune moldovenească, dar de fapt se întâmplă o grămadă de lucruri. Lichimos și Amalia, voi ambii sunteți influenceri, ambii aveți același domeniu de activitate, TikTok, Instagram și etc. Ceea ce clar să fie, eu cu acest capitol nu prea mă cunosc, la pierdut. Spune-mi, te rog, și mie, voi, când vă certați între voi, oriceva n-ați împărțitoare, aveți supărare, voi vă mai urmăriți unul pe celălalt, ori vă ștergi deodată bloc, gata, nu mai uit această pagină. Urmărim. Tu îl urmărești. Da. Îi pui like-uri, îi scrii comentarii? Îl urmărești. Comentarii nu-i scriu, dar poți să-i pun like-uri? Nici nu. Poate să-i pun un like. Uh-huh. Chiar și Lichimos trebuie să se laude. Atunci s-a laudat că are mai mulți urmăritori și aici se laudă că îi scrie comentarii fosta lui iubită. Și atunci întrebarea altceva, dacă de 3 luni sunteți în singurătate, tu cât și tu, ce ați urmă, ce schimbări aveți pe pagină? El la fel râde, face nebunii, povestește, oriundeva tot și este oful ăsta aparte.
Nu știu, cred că anume pe intermediul online a rămas la fel ambele. Adică ce făceam și când eram în relație, facem și acum. Deci online tot și camuflează și online îți arată că ești fericit și împlinit și nu îți arată durerea sufletului sau oful pe care îl porți în suflet. Exact, așa este. Din acest motiv vă recomand să nu vă lăsați păcăliți de ceea ce vedeți pe internet. Chiar și eu atunci când am probleme de sănătate sau probleme personale încerc să nu le pun pe internet pentru a nu întrista și pe ceilalți. Vreau să distribui doar momentele amuzante pentru a vă face pe voi să vă simțiți mai bine. Nu confundați online-ul și viața de zi cu zi. Da, exact. Vă uitați la asta, e minciuni. Nu, uitați-vă, urmăriți-l pe Lichimos, urmăriți-l pe Amalia și pe Lența Gheorghiță. Între timp, Lichimos, tu știi care este... Ce ieșire din situația alcătuită. Pentru că vreau, chiar sunt curioasă să văd ce surpriză ai pregătit. Succese mari, realizări multe și atunci când pleci în spațiul cosmic să-mi aduci ceva de acolo, bine? Eu nu știu la ce să mă aștept. E cu microfonul la mâine. Salutare, Chișinău! Așa, fetele, mâinile sus încă o dată. Mâinile sus, mai sus, Amalia. Ridică-și, hai. Ne distrăm, o leac mic. Hai, Diana, așa. Iubită Nisa, Alina. Ce-a scos și foaia? El a venit cu foaia. S-a scuturat ca frunza în vânt. S-a scuturat. El a făcut măcar o repetiție înainte de asta. Eu numai cu tine. Ei, nu numai cu tine, ca tare, înțelegi acolo? Vise senine. Eu nu mai pot. Eu fără tine beau compot. Nu așa era cântecul. Numai cu tine. Am avut clipi senine, ca tare. Au fost clipi interesante și neinteresante. Sigur, el face glume. Sineac au fost mai multe. Următorul vers. A trebuit să menționeze că este următorul vers. Nu știu, iubito, ce să fac. Ei, cum nu știu, știu. S-mă împac cu inima, s-mă potolesc. Eu nu mă potolesc, eu te iubesc, da. Eu numai cu tine. Nu, nu vine să cred, el chiar nu a putut să învețe pe de rost trei rânduri. Na na na, na 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 na. Na 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 na. Numai cu tine. Hai să distrăm de dans este acesta. Fi pe senine. Eu nu mai se vede că se distrează. Fără tine nu mai pot. Asta o... Ama, este în convers. El a crezut că s-a terminat, dar de fapt mai urma ceva. Eu am uitat versul pe de rost. Mulțumesc. Uitați, aceste domnișoare toate aplaudă pentru că el mai repede se termine să cânte. Că nu vin compot împreună. Lichimos, mulțumesc pentru prezență. Ai făcut o caterincă din acest cântec, dar a ieșit, eu cred că frumos. Cel puțin distractiv va fi pentru toți. Cu siguranță a fost foarte distractiv. Da, eu sunt convins, scopul lui Lichimos nu a fost să o recucerească pe Amalia. El pur și simplu a venit aici să se distreze și să facă ca totul să fie amuzant. Pentru că eu nu cred că el este atât de prost. Viața nu este un film. Viața e trebuie trăită frumos. Decizia îți aparține totalmente. Visele se fac realizate doar dacă îți dorești tu. Când nu vine cineva pentru tine să trăiască viața ta, ori visele tale să le facă realizate. Nici cel mai bun scenograf n-ar putea scrie un film cum e viața. Ce a spus Lichimos? Scenograful este persoana care amenajează o scenă, care pune decorul. El nu are nimic cu scrisul filmelor și a vieții. Să-ți fii într-un jazz bun și să aibă un final fericit și împlinit alături de persoana care crezi tu că merită atenția ta. Succese mari, te invităm în camera de așteptare și cine știe, poate tocmai pe tine te alege. Nici nu știu cum să-ți spun. Eroina noastră, Amalia. Succes! Mulțumesc! Deci acesta a fost Lichimos. Vă spun din start cum este. Nu cred că Amalia îl va alege pe el. Amalia? Hai să auzim părerea ei. Zi-mi, te rog, ce resentiment ai deja de față de cel care ți-a fost partener de viață? N-am absolut niciun resentiment. El, în primul rând, s-a arătat acum ca pentru public. De așa, așa comportamentul nu-l definești. Nu, asta n-a fost Lick pe care eu îl cunosc. De asta eu nu pot spune nimic. A făcut un show. Se vede că Amalia e emoționată. Poate persistă ceva sentiment între ei. De ce iarăși Crispin se mișca atât de straniu? Spunea Nicolae că Crispin este băiat îngrijit, însă se pare că nu, sigur are păduc. El este capricorn după zodi și mai ales capricorn în casa a doua. Deci capricornii nu își valorifică, nu își exprimă emoțiile, sentimentele. Este foarte greu să ajungi la inima unui capricorn care se deschide. Eu nu am înțeles nimic din ce a spus până acum. Cum să te
dezvolți? Cum să te dezvolți financiar? A fost invers. A fost invers, da? Uite, tu ai luna în ascendent, tu ai ascendentul în pești și luna exact acolo. Tu nu, mai revin o dată la întrebarea, la aspectul ăsta, tu nu te-ai comportat ca o mămică grijulie față de el? Nu, nu a fost. Adică, asta. A fost. Eu îi scrieam proiecte, eu îi făceam și pentru lucru. Adică pe lângă faptul că Lichimos era o fetiță, Amalia se comporta ca și mama lui. Când ai grijă, mănâncă la timp, nu știu, nu, doarme la timp, cum se simte? Nu, nici chiar în așa un mod, aia ca de lucru. Când știam că el ceva nu poate să facă, eu eram, hai că mai bine fac eu pentru tine. Dar eu pentru tine. Și încă un aspect. Eu ducea la magazin pentru mine. Asta tot înseamnă ceva. Între timp este momentul potrivit în care vrem. La sigur, nu doar noi, dar și cei de acasă. Și el, Mirele, cu numărul 3, abia aștept să fie invitat. Să vedem ce zice el după tot ce a urmărit până acum. Să-l cunoaștem, Mirele, cu numărul 3. Prieteni, hai să vedem! Hai să vedem ce va face Nicolae! Salut, Omar. Vreau să zic că ai o ținut foarte sexy, așa pentru tine. Mersi. Și ești foarte splendid, ca de obicei. Mersi. Bine, la el nu a fost chiar atât de cringe. Nicolae, 28 de ani, este designer grafician. A absolvit universitatea din Moldova, dar și pe cea din orașul spaniol Turia. Tinde să devină cel mai bun dintre cei mai buni în profesie. Se numără printre fericiți. Probabil a pus această fotografie ca să arate că are bani de mâncare. Că nu va renunța niciodată la plăcerea. Iar această fotografie ca să arate că are ochelari. Minute în liniște și singurătate. Afirmă că atunci... Iar această fotografie e ca să arate care un pahar. Consacra totalmente relației de cuplu, însă doar în schimbul aceeași atitudini din partea viitoarei iubite. Este sigur că în orice familie trebuie să domnească echilibrul. Nicolae preîntâmpină că este foarte activ, așa încât uneori cei din jur nu prea reușesc să țină pasul cu el. Nicolae are potențial! Nicolae, bună seara! Bună! Ne bucurăm că ești în cadrul acestei emisiuni. Asemenea. Cum era așteptarea până te-a invitat aici, platou de filmare, urmărind ceilalți doi miri? Nu, sincer, a fost chiar foarte funny, mai ales în situația cu Lichimos. Nu știu, mie mi s-a părut un pic fiască, poate, dar am văzut... Se vede că și el se emoționează, prieteni! Cât și Amalia, cât și el. Eu sunt curioasă, tu ești originat din Republica Moldova. Da. Absolvent al Universității de Moldova, ULIM. Da. Facultatea? Științe economice. Dar de etnie ziceai că tatăl tău vine din Turcia. Da. Căsătorit cu moldovencă. Da. Din băietul Turcia? Cred că este candidatul ideal pentru Amalia. Ați înțeles care era gluma? Că Amalia îi plac bărbații din Turcia. De activitate care ți-a parțenit, de care tu câștigi, ce este? Designer? Da, sfera de IT, design grafic, SMM și marketing. Din asta se câștigă? Da. În anchetă este, este indicat că ți-ți place extrem de mult și ești fericit la faptul că hobby-le pe care ți aparține, da? Activitatea care îți plăcerea ta sufletului coincide cu munca. Corect, da. Deci dar munca asta când e? Ai un grafic anumit sau muncești când vrei? Nu, deci asta depinde de deadline-uri. Deci când este un proiect, deci este un deadline anumit. El este prea serios acest Nicolae. De obicei, fetelor le plac băieții care mai fac câte o prostie, care sunt așa mai interesanți, nu doar care vorbesc despre tot felul de chestii serioase. Are o mentalitate foarte matură. Spre deosebire de Cristi. Asta e de apreciat. Zi-mi trei criterii care ți-ar plăcea să vezi la partenera ta de viață. Ok, deci în primul rând, eu apreciez susținerea feminină. De care au și mult fete asta vis-a-vis de tine ca bărbat, dar zi-mi, te rog, corect. Așa, aspectul fizic, ce, moral? Pot eu să vă spun, prieteni? Cât și fizicul, cât și moralul. Dar cred că vă dați seama și fără să vă spun. Ambele import, adică cât și fizicul, cât și moralul. Tu ai două facultăți, dacă nevasta ta nu are nicio facultate, e o problemă? Nu. Amalia îl analizează. Îl analizează priviți, normal. Priviți, Lichimos iarăși așa s-a culcat. A fost un pic pe scenă și acum iarăși intră în starea lui de hibernare. Ce ai vrea tu să vezi în familie ideal, a ta? Știți, mulți, cred că multe domnișoare, mare parte, nu sunt de acord cu chestia asta cu 50 la 50 sau înțeleg cumva incorrect momentul ăsta. Eu tot cred că nu este corect momentul 50 la 50. La o întâlnire, fata trebuie să plătească tot. Dar eu văd echipă, nu știu. De exemplu, cum reacționezi tu la faptul dacă vezi că eroina vieții tale, dacă Amalia te alege pe tine, ea plasează în spațiu online poze? N-am nicio treabă. Tu nu ești gelos? Da, neamurile. Da, neamurile. Eu am avut momentul, poate, într-un timp oricare, că era vorba de neîncredere, da, să presupunem așa. Înțelegeți că una îți postez o poză și să te comporți la fel de, nu știu cum să spun, suspicios,
în momentele date. Atunci da, atunci apare și gelozia apare și nu știu. Dar nu e gelozia asta, e suspiciu. Pentru că persoana așa se comportă. Dacă a postat o poză și persoana asta stă zilnic lângă mine și doar cu mine și ies doar cu mine, văd cum da, cu mine, dar sunt mulți care sunt din partea cealaltă, care o privesc, care o văd. Ți nu-ți pare rău că femeia ta este în vizorul atât bărbat? Da. Știți, eu cred că și Nicolae are dreptatea lui aici. Ce am o întrebare? De ce canalul meu din videoclipuri amuzante s-a transformat în sfaturi de relații și cum să trăiești viața? N-am nicio treabă cu asta. Mai ales dacă e frumoasă, da? Da. Păi, ei cu mine. Asta e, asta e adevărul. Adică nu mai e deranjat. Говорит об уверенности мужчины в себе. Eu am uitat că domnișoara asta care vorbea în limba franceză era aici. Ea a stat în studio timp de 40 de minute și nu a spus nimic. Este un bărbat care știe ce vrea, este educat, câștigă bine, e fain. Și ai uitat să spui că este foarte îngrijit. A, nu, asta este vorba lui Nicolae. Ce se întâmplă astrologic? Pentru că eu pe mine alatura asta mai mult mă interesează. Eu vorbesc cu toată lumea. Mie mă interesează ce îl așteaptă pe acest bărbat frumos. Ce și dacă este posibil să mai spui și dacă sunt compatibili cu Amalia. Mă interesează. Ia, interesează. Și pe Amalia tot o interesează. Asta înseamnă că Amalia i-a plăcut de Nicolae. E bun băiat așa? E bun, cu două facultăți, de știe frumos. Bun, Nicolae este născut în semn zodiac al Gemini. Pentru că eu știu că cu Gemini eu nu prea mă înțeleg. El are foarte multe planete, și Venus, și Mercur, și Soare, și Lilith, luna neagră în Gemini. De-aia este așa un off aparte față de tatăl biologic, dar vreau să spun o observație a mea vis-a-vis de zodia Gemini. Gemini tot timpul reușesc să cumuleze... De ce această domnișoară mereu spune cuvinte complicate pe care nu le înțeleg? Ascendent în Capricorn și luna în Capricorn. Deci nu sunteți tare compatibili. Eu i-aș recomanda lui... Practic, iarăși această femeie a stricat toate șansele lui Nicolae, dar oricum, hai să vedem până la sfârșit. Ești prea, prea vulcanică pentru el. Expresivă, prea... Dar eu am spus despre asta, prieteni! Eu nu cunosc absolut nimic despre astrologie, despre stele și chestiile astea, însă am spus din start că Nicolae este prea serios și prea cu minte pentru Amalia. Vedeți, eu încep să înțeleg cum funcționează lucrurile aici. Lui Nicolae se potrivește o femeie calmă, tradițională, ca mama lui care a trecut prin multe greutăți de altfel și i-a lipsit foarte multe ca să-și crească de unde, fiul. De unde o știe pe mama lui? Ai spus că îți dorește viața mult mai ușoară. El este deja montat pe alt scenariu. Îți mulțumim pentru prezența. Este un lucru potrivit în care vreau să faci invitații în scenă, pentru că la sigur vreau să vedem ce surpriză ai pregătit. Succes mare! Și acum a venit momentul pentru ultima surpriză, surpriza lui Nicolae! Amalia, deci eu ți-am gătit o surpriză. Am să-ți arăt un video creat de mine. O mică istorie despre viitorii noi. Și sper să-ți placă. Se vede care emoții. Mi-ți place? Acesta este videoclipul pe care l-a pregătit Nicolae. Povestea noastră începe aici. Tu și eu. Dar ce se aude pe fundal? De ce vorbește sub nas? Nu înțeleg nimic din ce spune. Nu. Ești îngrijorată. Nu știu că trebuie să fii activă. Eu că pot face așa pe mine și eu greu. Mi se creează impresia că ei nu știu că sunt filmați, pentru că vorbesc așa foarte, foarte încet. Probabil credeau că va merge videoclipul pe tot ecranul și gata, și nu se va vedea reacția lor. Asta tu, tansor disco? I-a spus că asta este ea? Nu ești tansor disco. A, nu este ea? Nu ești așa de lipcă. Ce i-a spus el? Și de ce i-ai arătat degetul din mijloc? Să-ți dansezi, doamne. El i-a spus ceva de genul, ai să-mi dansezi, iar i-a spus, lasă-ți danseze Diana dacă ești așa. Cum? Cum producătorii au făcut una ca asta? Acesta este cel mai mizerabil lucru pe care îl poți face ca producător. Nu le-a spus că sunt filmați, iar apoi postează asta așa. Ce a făcut Nicolae? A mirosit-o? Și presupun că nici acest videoclip nu a fost făcut de Nicolae, sigur e făcut de producători. Pur și simplu au pus un videoclip de pe internet și asta a fost tot. Bărbați ca Nicolae, la sigur, ăștia o viață întreagă îți pot veni cu surprize și cu multe lucruri frumoase. Care mie nu vine să cred că asta s-a întâmplat. Definesc ca oameni. Am mai pregătit încă o floare. Aplauze, bravissimo!
Nicolae, cea care ți-a dat o educație și o copilărie frumoasă, mamei tale, spune-i mulțumesc pentru... Pentru că așa bărbați, noi avem nevoie de așa bărbați ca tine, succese mari, dar te invită în camera de așteptare pentru că revine frumoasa noastră, Amalia, avem de discutat pe cei trei miri care abia așteaptă să fie aleși. Iar acum, după toate cele întâmplate, hai să vedem pe cine va alege Amalia. Amalia, ce părinți ai lăsat Nicolae? Dacă sincer, Nicolae mi-a plăcut destul de mult, a venit cu o surpriză într-adevăr frumoasă. Da, de asta i-a arătat degetul din mijloc. Care l-a făcut mai impresionat mult și chiar și florile, mi-a dat două buchete de flori. Ca la Gemini, știi? Cum am zis, o dualitate aceasta, dar în sens pozitiv. Îmi place cum arată Nicolae. Frumos, da. Ca pe din filme. Așa e? Fetele, suntem practic pe final de aceste emisiuni și haideți vă propun să facem o recapitulare. Asta înseamnă că noi trei moderatori vorbim, ne spune și Diana ce părere și pe cine, de altfel Diana deja au spus, pe cine să alegi eu și nu te mai revenim la însă urba, iar tu alegerea îți aparține totalmente. Noi ne bucurăm că ești în cadrul acestei emisiuni, m-aș bucura și mai mult să te văd fericită, împlinită, să-ți găsești partenerul de viață, sufletul perechi și, așa cum am zis inițial, facem recapitulare. Cristian, 23 de ani, freelancer, la fel ca și tine, are domeniul de activitate cu filme video, plasează și-l pe TikTok și Instagram. Eu, dacă eram aici în locul Amaliei, îl alegeam pe Crispin. Este cantautor și la surpriză pregătit o piesă semnată de el, cântată tot de altfel de el. Frumos a fost. Băiatul de care ai fost îndrăgostit timp de 2 ani. Lichimos. Lică. Cu atât de multă dezamăgire vorbește despre el. Cu care ai avut o relație frumoasă, dar nu a fost să fie. Deja de 3 luni sunteți fiecare la casa lui și la gândurile sale. Nu știu ce să zic. Ea pur și simplu nu mai are cuvinte despre Lichimos. Este dezamăgită total. La surpriză la fel. A cântat o piesă din repertoriul lui Ionel Istrate. Dar că a mai schimbat un pic, schimbat un pic din text și eu acum ți-am minte, dacă stau bine, beau cu un pot și pot, zici, da? Cu toate astea trebuie să recunoaștem că momentul în care Lichimos a cântat a fost cel mai amuzant. Și de Nicolae am zis acum, mie mi-a plăcut extrem de mult de acest bărbat, mi-e plac în general bărbații mai tăcuți și care prin fapte se pot demonstra că își merită locul lângă tine, de altfel. Maria, îi zici o părere pentru Amalia, o sugestie și un gând pe cine să aleagă și după aia... Domnișoara Cristina. O emisiune foarte interesantă, deoarece toată lumea care este, adică toți participanții, sunt dintr-un domeniu. Să începem cu Cristian, băiatul cel frumos și foarte romantic. Ați văzut? Domnișoarei Maria, i-a plăcut de Cristian! Care lucrează în același domeniu ca tine. El este foarte romantic, este foarte frumos, tânăr și ambițios, dar pe mine mă oprește să ți-l recomand ca un partener asemănarea cu fostul tău, Lica. Este ceva cum i-ați spus asta? Ei care pe dânsii îi unește. Mi se pare că este așa o infantilitate. Lica este un băiat foarte interesant, într-adevăr talentat, dezvoltat multilateral și... Uitați-vă la el! Parcă numai ce s-a trezit din somn! Deja este o pagină care tu ai dat-o pe parte și eu am așa un principiu și pot să-ți recomand să te ghidezi după eu sau nu, sau după el sau nu, dar vezi și tu. Dacă ai trecut peste ceva odată, nu te mai întoarce. Deci, acum, ea i-a spus direct să nu se mai întoarcă la Lichimos pentru că este un pipilău. Asta nu este ok și Lichimos, chiar dacă este cum este, oricum el tot are suflet, tot iubește pe cineva. Și el este un om. Ca să fii dezamăgită a doua oară. Eu, cum i-a spus-o direct? Să nu pierzi timpul. Că pierde timpul, i-a spus. El sigur că ne-a impresionat pe noi toate. Când m-am uitat la voi, cum stați împreună, numai în acea clipă am observat că tu erai gingășă și erai feminină. Da, era feminină, de asta arăta degetul din mijloc. Eu nu pot să trec peste acest moment. El parcă îți dădea o senzație de siguranță. Nu am văzut asta. Da, sigur, Nicolae părea mai matur, însă nu se potrivesc toate cuvintele pe care le-a spus ea. Cristina? Astrologic. Și aici spunem noi una, ceea ce vezi tu total alt. Cristian nu mi s-a părut infantil. Eu tot timpul îmi fac griji pentru Taur. Și nu recomand scorpionii. Da, de ce? O să mănânci. Nu știu, o să mănânci și scate altul. Amalia, îl va mânca pe Crispin? Of, Doamne, cred că nu numai o palmă să-i dai. Sau, da.
Deci, ce spun femeile astea? Lică, da? Deci fostul tău iubit. Am văzut ambii care trăiți niște emoții, chiar dacă Capricornul nu și le translează, dar se vede, eu ca psiholog văd. Da, asta este adevărat, am observat și eu un fel de tensiune când a fost Lică și Amalia în studio. Este foarte bine totuși dacă, cum spune colega mea, ai să iei decizia să închizi această filă astăzi sau peste 40 de zile. Ai văzut, zbura o muscă pe acolo prin studio. Sau de potrivă să faci un restart al relației. Dacă faci restart, e altceva, dar nu să fiți împreună oricum în viitor. Nicolae, da, sună impresionat, impresionant, este într-adevăr cu educație, se vede că are și el un destin și mămica are un destin. Tu ești, cum am zis, prea vulcanic pentru el, ca domnișoară, da, să ieșiți, atunci, să vă iubiți. Atunci nu se potrivește cu nimeni din cei trei? El o să vină cu restricții sau el îți va construi astfel de circumstanțe unde tu singur trebuie să fii deșteaptă și să iei decizia aia care el... la care el o să te împingă, da? O să te ghideze. Înseamnă că și ea totuși recomandă pe Nicolae, însă nu cu 100%, așa, cum si, cum sa. За Николая голосу. Nu, Amalia... Să înțeleg că tot pe Nicolae îl alege. Ana, umie tot de zi. Amalia, îți mulțumim încă o dată. Înseamnă că cel mai probabil Amalia îl va alege pe Nicolae, însă el mie mi s-a părut plictisitor. Nu cred eu că ei se potrivesc. Atunci este momentul potrivit în care, Amalia, vreau să-ți mulțumesc din start pentru că ești în cadrul acestei emisiuni. M-aș bucura și mai mult dacă am fi util. Și ți-am găsit sufletul pereche. Este momentul în care vrem să-ți facem invitația pentru a merge și a-ți face alegerea potrivită, așa cum crezi tu. Cristian, Lică ori Nicolae, te aștept la braț cu cel cu care ai încredere și crezi că vei izbuti în viață. Acum e momentul final? Eu, din tot ce vrei. Băieți, am ales telectinie. Nicolae, da, Nicolae, după cum am spus inițial. Mă să fim fericiți. Asta a fost foarte cringe. El stătea așa un fel. Uitați-vă cum el a vrut să o îmbrățișeze, însă ea i-a împins mâna. Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată noi vă îndemnăm neapărat să ascultați inima și să vă faceți alegerea potrivită. Exact cum a făcut și heroina de această seară, Amalia. Nu știu dacă asta a fost alegerea potrivită. Și într-un ceas bun să vă fii cu Doamne ajută. Eu sunt aceeași, Lenuța Gheorghiță, și sper ca fiecare dintre voi să audă măcar o dată cuvintele magice: hai să ne căsătorim. O seară frumoasă. Mersi! Eu m-am distrat foarte mult privind acest videoclip, iar dacă ai făcut-o și tu, atunci apasă pe butonul de like și îți recomand să vezi și următorul videoclip. Eu pot așa, așa, așa și așa, eu pot așa, așa.